Bună ziua, Loredana, bun găsit tuturor! În această seară ajunge Marcel Ciolacu aici la Bruxelles. Mâine se va întâlni cu șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, dar și cu Charles Michel, președintele Consiliului European. Însă, de departe, cea mai importantă întâlnire o va avea la ora 16:30, ora României, când șeful executivului de la București va sta față în față cu Ursula von der Leyen și va încerca să o convingă ca aceasta să accepte o creștere a țintei pentru deficitul bugetar de la 4,4% din PIB la 5,5%. Una din variante ar fi să îi explice că ar trebui schimbată metodologia de calcul a deficitului și să fie eliminate pentru România acele sume pe care guvernul le-a alocat pentru a ajuta Ucraina și Republica Moldova și va prezenta Marcel Ciolacu Ursulei von der Leyen măsurile fiscale. Pentru guvernul de la București este de neacceptat o creștere a TVA-ului pentru alimente și totodată nu acceptă Marcel Ciolacu introducerea de la o cotă de TVA, o trecere la mai multe cote de TVA, însă toate aceste discuții sunt cumva deschise și își dorește foarte mult șeful executivului de la București să se ajungă la un numitor comun. Îi va prezenta însă și măsurile prin care vor să facă economii toate instituțiile statului. Vorbim aici despre acea strategie cu ce înseamnă comasările de instituții, concedieri, dar și în ceea ce privește desființarea a 2000 de posturi din aparatul bugetar.